Eugen Lovinescu, Memorii. Scenariu de Nicolae Florescu. Puține dintre cărțile literaturii noastre interbelice au fost așteptate cu mai multă curiozitate în epocă și au trezit o reacție atât de violentă în respingerea sau acceptarea lor la apariție, precum Memoriile lovinesciene. Actul publicării unei asemenea cărți era de două ori menit să nască furtunoase reacții dacă ne raportăm la mediul literar investigat și la personalitatea autorului. Eugen Lovinescu își publică Memoriile în plină contemporaneitate cu cei pe care îi imortalizează. Oamenii trăiesc, situațiile sunt încă vii în amintire, sunt fragmente decupate dintr-o cronică literară în plină desfășurare, încă nescrisă în capitolele ei esențiale și doar tatonată, mai ales de spiritul disciplinat al criticului, obișnuit să pună ordine în toate, decât de retrospecția intuitivă, psihologică a artistului. Modelele memorialistului, eroii anecdotelor sale, se plimbă pe sub fereastra magistrului, îi calcă pragul săptămânal sau chiar de două ori pe săptămână, joia și duminica, în ziua sa de primire și în aceea a desfășurării cenaclului, ele fac obiectul analizelor și exegezelor criticului asupra evoluției formelor literare contemporane. Îndeopște, ceea ce este permis spiritului critic în cercetarea operei, chiar atunci când susceptibilitatea și orgoliul autorului sunt călcate în picioare, nu este permis memorialistului în considerațiile sale asupra omului. În primul caz, operează obiectivitatea criticului, în cel de-al doilea însă, viziunea acceptată și propusă ca atare e aceea a artistului, subiectiv prin însăși natura actului său estetic. Asemenea memorii, cum sunt cele lovinesciene mai ales, se publică de obicei la mari distanțe în timp, după ce acela care le-a zămislit a trecut în imperiul umbrelor, s-a împăcat definitiv în lumina eternității cu lumea prin care și-a trasat existența. Viața literară a unei țări nu e atât de lipsită de elemente prime pentru a nu putea fi elaborată în artă. Puțin interesantă în sine și nu departe de a părea abuzivă chiar, anecdota măruntă poate fi ridicată la o semnificație apreciabilă prin valoarea sa psihologică și purificată de toate rezidurile prin impersonalizare, poate fi înălțată la demnitatea faptelor zămislite sub semnul neclintit al esteticului. Sinceritatea profesională, sporită și de natura specială a unei publicistice, a cărei unică rațiune stă în ea, mă obligă să relatez și variațiunile de intenție în care au fost redactate aceste pagini memorialistice. Scrise o parte din ele la Paris, în voluntara rupere de aderență cu mediul meu literar, în afară de scopul lor documentar, ele ținteau și la un pitoresc ce nu se poate obține fără cruditate și indiscreție. Chiar de-ar fi discutabilă, întrucât nu se poate ști dacă deficitul de spontaneitate este îndeajuns de răscumpărat de adaosul de stilizare, metoda mi se impunea prin necesitatea de a opera în contemporaneitate imediată. Rămâne astfel o chestiune de oportunitate și de timp și prin agravarea condițiilor morale de conviețuire, cât și prin faptul că, surprinși la începuturile modeste ale carierei lor literare, e necesar ca unii scriitori mai tineri să se afirme legitimându-și prezența în niște memorii ce solicită interesul unui public larg, nu numai pe motive întâmplătoare, ci și prin imperativul personalității lor. Explicația magistrului, frumoasă în intenție, nu corespunde însă înțelegerii contemporanilor săi decât în parte. Și a rămas până astăzi, în ciuda acceptării acestei cărți ca o excepțională panoramă a vieții literare românești din prima jumătate a secolului nostru, o stranie mirare și o ușoară iritare în jurul mobilului interior care a determinat apariția memoriilor și cauzalitatea lor directă, privind raporturile memorialistului cu lumea în mijlocul căreia se complăcea. Un memorialist este în ultimă instanță un moralist. Substanța intimă a psihologiei lui Eugen Lovinescu ținea de aceea a unui moralism clasic,
altoit pe scepticismul unei personalități minată de profunde nemulțumiri omenești. De aceea, poate, Eugen Lovinescu a preferat proiecției autosubiective a biografiei sale o biografie intelectuală, mai bine zis, o radiografie a lumii prin care a trecut, a formației și desăvârșirii destinului său critic, dominat de ideea că omul se șterge în fața creației sale. Deși a scris 4 volume de memorii, publicate respectiv în anii 1930, 1932, 1937 și 1941, ultimul având ca titlu Acvaforte, Lovinescu nu a rememorat etapă cu etapă derularea existenței sale fizice. Încă la apariția primului volum, criticul arăta: paginile de față, în îndoitul lor aspect memorialistic și portretistic, au intenția de a fixa fizionomia vieții literare de la 1900 cu alte mijloace, de pitoresc, anecdotic și psihologic, și numai în cadrele experienței proprii ele completează așadar cele 6 volume ale istoriei literaturii române contemporane. Memoriile împlineau așadar în viziunea autorului o operă istoriografică și ca atare astfel trebuiesc considerate. Creația omului Lovinescu a fost criticul Lovinescu. Cine va căuta în memorii drumul existenței celui pe care, după 3 decenii de activitate critică, memorialistul și-a permis să-l îngroape, identificându-se cu datele propriei sale creații ca un alt fabulos Pygmalion, va fi dezamăgit negăsindu-l. Criticul ajunsese la vârsta ideală când își putea permite detașarea de sine. Omul virtual nu mai există. Trăiește opera lui, din mrejele căreia se înalță profilul unui artist mai presus decât al unui judecător imparțial. Să-i căutăm astfel urmele înscrise în ceara moale a timpului, numai acolo unde Anonymous Notarius, cum i-a plăcut să se numească pe coperta unui volum omagial, și-a precizat datele esențiale biografice. Memorialistul folosește persoana a treia, încercând astfel să realizeze senzația deplină a obiectivității. E. Lovinescu. Sub inițiala E se ascunde numele de botez, față de care a arătat totdeauna o repulsie, neiscălindu-și complet decât primele sale cărți. S-a născut la 31 octombrie 1881 la Fălticeni. În manuale, dicționare, biografii, data indicată de el însuși este totuși de 1 noiembrie, fie pentru a fixa o cifră mai rotundă, fie pentru a scăpa de destinul zodiei sale, a Scorpiei, care hotăra celor născuți sub imperiul ei de a fi răi, bețivi, violenți, furi. Ar fi voit să treacă, cel puțin în ochii camarazilor lui, în zodia săgetătorului, fără să știe că zodia Scorpiei începe la 24 octombrie și ține până la 21 noiembrie, așa că, în orice caz, rămâne tot sub puterea Scorpiei, care avea să-l destine criticei. Stilul criticii mele, mai ales în epoca de maturitate, e mat, alb. Critica e pentru mine mai mult produsul unei stări sufletești muzicale decât al unei speculații intelectuale. Esteticul nu e anume o noțiune universală, uniform valabilă, ci numai expresia unei plăceri variabile, individuale. Respectul tuturor valorilor, simțul demnității personale, conștiința ordinei morale, diferențiază însă profund un procedeu pur artistic de un principiu de anarhie. Era al 4-lea fiu din cei 7 ai lui Vasile Telovinescu, pe numele adevărat Vasile Teodorescu, fiul preotului Teodorescu din comuna Forăști, nu departe de Fălticeni, înrudit însă cu lovineștii, de la care și-a luat numele, neam de gospodari și de preoți din bogata comună a Rădășenilor, tot din vecinătatea târgului. Mama era și ea fiica unui preot, Manoliu, de la Bărăști, tot din preajma orașului. Femeie exclusiv devotată soțului, casei și numeroasei sale familii,
făptură sănătoasă, fizic și moral, și-a prelungit viața până la 85 de ani. Nu avea vreo cultură deosebită. Citea cu toate acestea cărți literare. La 85 de ani mai urmărea încă romane moderne. Ea a fost evocată într-o admirabilă schiță a nepotului său, Anton Holban. Aș vrea să pun să tai mărul acesta. Dar cum să tai o frumusețe de copac? Dacă nu mai face mere. Dar ce are a face bunico? E o podoaba grădinii. Și apoi e insuportabil câte frunze lasă să cadă. Nu pot suferi. Parcă ar fi toamnă tot timpul. Seara pun să le mături, iar dimineața le găsesc tot atât de multe. Decât să fiu ramolită, mai bine să mor imediat. Uite, vezi, nu mai pot ține minte. Toți pățim la fel. Sunt bătrână, sunt bolnavă, nu mai aud deloc. Dar nici n-ai ce să auzi, nimic important, fleacuri. Nu face să fii curioasă. În schimb, nu mă doare nimic. Să mă întrebe doctorul, n-aș ști ce să spun. Și totuși sunt bătrână. Mă veți mai găsi voi pe mine anul viitor? Fii serioasă, bunicu. Ei, băiatule, totul trebuie să se termine curând. Vin de obicei în târgul natal cu rapidul. Cele două ceasuri de oprire la Dolhasca îmi pregătesc starea sufletească a fiului risipitor, întors la un cămin părintesc, fără părinți. Zi încă, și în clipa ei cea mai poetică, a cernerii funigeilor fumurii pe zări. Trenul gâfâie adânc, printre holdele în plină sevă, în zigzaguri bruște, ca și cum ar vrea să-și muște coada, în scurte opriri neașteptate în fața vreunui drumeac de țară. Am să ajung în puterea nopții la Dolhasca, abia putând să beau la repezeală o bere caldă sub teiul umbros și să zăresc silueta chipeșă marțială înflăcărată de șapca roșie a șefului de stație. Nu mă uit afară, pentru că nu e nimic de văzut în tăciunile nopții fără lună. Sunt singur în compartimentul întunecat, rumegându-mi sentimentele întoarcerii în casa mare, neașteptat de nimeni, cu o strângere de inimă și cu o presimțire de gol, de pustiu. Mi-aduc și acum aminte. Iată dealul orașului, de unde de sus se auzea zarva iar marocului, cu falnice caterinci și stridențe de voci ieșite din pâlnii, prin care țăranii erau poftiți la panorame și la comedii, prin zumzet de norod, într-o beție de lumini. Dealurile târgului hohoteau de viață. Obosit, nădușit, cu mult după miezul nopții, o să ajung acum în sfârșit în capul dealului, în ulița largă a târgului și în fața casei mari, scufundată în noapte și în brazi, unde nimeni nu mă mai așteaptă cu vițelul gras. O veni băietul conu Vasile. O sosi și băietul conu Vasile. Auzi, Zoro, s-a întors băietul ofineștilor. Asta ajunge domn mare. O fost și până străinătățuri la învățătură. Da, am auzit eu. Scrie și la gazetă. Ajunge domn mare. O sosi și băietul conu Vasile. Cine să fie? Ia copiii mei să rămână conașului. Numai atâția? Apoi ceilalți au murit, că au fost 15. La oamenii sărași intră moartea iute pe ușă. De unde dofturi? Și ce caută cu toți aici? Apoi și-au făcut milă și pomană duduia de noi și ne-au primit pe toți să te slujim pe vară, cât-i fima ta pe aici. Și pe urmă să păzim casa pe iar. Bun. Dar bărbatul ce zice? Nu-l văd în curte. Bătular păcatele de bețiv. Ce să caute?
Când ne-au alungat pe toți de acasă, de-o trebuie să ne mutăm amu 3 luni într-o odăiță în sat, până și ne-au adus Duduia aici, la moartea cu anii mari. O zis că lui nu-i trebuie femeie și atâția plozi, că nouă mi-a dat Dumnezeu să-l trăiască. Și ne-au luat pigoană și nu ne-au mai primit în casă. De atunci bea singur tot ce câștigă la chitărie. Și voi cu ce vă hrăniți? Cu banii și ne trimite Duduia, cu laptele de la vacă, cu tot ce e în grădină, zarzavaturi, fructe. Dar pâine? Mâncăm și noi, mămăligă, că făină de păpușoaie destul. Și carne? Da ce, omul trăiește numai cu carne? Apoi și carne mâncăm când ne trimite Duduia câte 3 kg de ziua morții cu anii mari și a lui Conașul Anton de la București. Să vezi, mata, și bucurie pe copil când vine ziua cărnii. E greu să ți-l imaginezi pe Eugen Lovinescu în mijlocul acestei curți a casei părintești din fălticenii copilăriei sale. Poate și pentru că Anton Holban, nepotul dăruit într-o ale scrisului, ni l-a prezentat ca pe un om retras, preocupat numai de lucrările lui literare, programate cu rigurozitate spre a fi realizate în cele 3 luni anuale ale vacanței de vară. Lovinescu este cel care domină salonul, stăpânul imperturbabil al celei mai mari încăperi a casei, organizându-și viața refugiului patriarhal la biroul larg de stejar, așezat în dreptul unei ferestre mereu deschisă, asupra 3 brazi dintr-o curte cu mulți brazi. Munca este întreruptă rare ori, la ore fixe, cronometrate, în care ideea de plimbare prin vasta grădină cu roade se confundă cu noțiunea de siestă. În mijlocul familiei, criticul este omul care nu trebuie să fie deranjat și care își permite ore de răgaz doar foarte târziu, prelungind meditația în mediul tăcut al nopții. Hortensiei Papadat Bengescu îi scria în 2 august 1932. Între 10 și 11 seara, cum stau totdeauna pe balcon, tânărul B vine la 2 seri odată, nu îndrăznește în fiecare seară, de mă tulbură cu admirația lui circumstanțială pentru opera domniei tale. Se pare că ești genială. Oricum, consimt și eu că ciclul romanelor trebuie dus mai departe cu orice preț, ca o operă capitală și de mare valoare și pentru noi și pentru domnia ta. Eu merg înainte cu opul meu fantezist, debordant și romanțat. Sunt la pagina 270. Mi-am substituit persoanei mele un nemțișor, Bizu, fiul unui inexistent armurier. E complicat, mă amuză, dar nu știu cum se va topi cu ce am scris înainte. Așadar, la Fălticeni, Eugen Lovinescu venea doar să lucreze, să găsească liniștea redactării, să schimbe atmosfera caniculei cu una de reculegere profundă, fără a pierde însă contactul cu mediul literar pe care și-l crease în intimitatea sa familiară. Ședințele și discuțiile cenaclului din strada Câmpineanu 33 continuă imperturbabile în schimburi epistolare, în destăinuiri de laborator, în drumări și sfaturi expediate prin poștă. Cum mai avea timp să vadă criticul miracolul naturii, să-i descopere pe cei din jurul său, să-i rețină până la amănunt și detaliul anecdotic? Iată o întrebare la care greu s-ar putea răspunde fără acceptarea intuiției majore a artistului, a sensibilității lui instinctuale pe care o conținea psihologia complexă a acestui judecător impersonal și estet declarat al fenomenului literar contemporan lui. Contemplativ și receptiv totodată, Lovinescu avea ochiul deschis spre decor, fascinat de culoare, înduioșat de tonuri și sunete joase, sensibilizat până la exacerbare de dramele simple, aproape invizibile ale cotidianului. Exemplar ca un epilog firesc al bunicii care se pregătește să moară, este surprins presentimentul bătrânei mame căreia i se ascunde moartea nepotului de la București. Acuitatea psihologică a artistului atinge sublimul în aceste pagini de memorii din Acvaforte.
Nu mai pot, dragul meu. A fost aici un om care mi-a spus că s-a întâmplat o nenorocire în familia noastră. Ce om, mamă? Acum a ieșit pe ușă și mă mir că nu l-ai întâlnit. A spus ceva de Anton. Halucinație, mamă, nu te mai gândi. Mi-a spus că a murit unul din copii. Ai adormit și ai visat dumneata. Ce-ai zice dacă i-am scrie lui Anton să vină să te vadă? Nu-i scrie. București-ți departe, cheltuială mare. Și de ce să mai vină el? Nu mă duc eu la dânsul peste 2-3 zile. Să-l întoarcem însă pe Lovinescu în mediul său familiar, în cadrul specific al cenaclului său. Fiindcă viața aceasta sacrificată literaturii, cu speranța mereu trează a descoperirii valorilor certe și în așteptarea aproape inumană a marelui, posibilului talent care va bate la ușa sa și va întinde caietul migăloaselor, singuratecelor sale căutări, își regăsește în biroul tapetat cu cărți scopul suprem al existenței ei. La 60 de ani mă simt încă pradă a două mari emoții. Cea a paginii albe de hârtie care trebuie să fie acoperită cu slove și cea a bătăii în ușă care îmi va aduce în casă pe marele izolat, atât de mult așteptat. Timpul fâșie, viața trece, marele izolat n-a venit încă și poate nu va veni niciodată. Iată bună oară ambianța universitară a primilor ani de publicistică, primele nemulțumiri și conflictele cauzate de exprimarea liberă a opiniei, într-o epocă în care comentariul critic era în genere anulat de pretenția scriitorului mediocru, a veleitarului fără vocație de a-și impune un nume în sfera unui domeniu cu care nu găsește puncte de tangență. Criticul nu este atât de expus la ura celor pe care îi atacă, pe cât e la ura celor de care n-a avut ocazia să se ocupe. Oh, ce faci, Avițe? Bine, Mitică. De unde vii? Cobor de la Lovinescu. Iată un om care o să-i suces gâtul cu prima ocazie. Cum îmi va cădea în mână? Pentru ce mă rog, Mitică? Ce s-a făcut, dragă? Dragă, am scris un volum de poezii care, orice s-ar zice, e tot ce s-a scris mai original în ultimii ani. Și omul acesta, Lovinescu al dumitale... Stai, știu că îl frecventai și tu într-o vreme. Până nu mi-a făcut porcărie. Ți-a înjurat volumul? Mai rău. N-a scris un rând despre cartea mea. Dar nu are revistă, dragă. Dar n-are face, dragă. Trebuia să scoată una. Figurinele literare pe care Lovinescu le creionează în memoriile sale descoperă un portretist de excepție, compunând în spirit saint-beuvian o adevărată faună a vieții literare. Portretele sale sunt reduse la o dimensiune caracteristică, cu o preocupare spre moralism, ce îl înrudește cu arhicunoscutele caractere ale lui La Bruyère. Ele sintetizează complexul, îl organizează în jurul trăsăturii psihologice dominante. Demn de notat ni se pare a fi profilul sadovenian, schițat cu mână sigură de meșter, doar din câteva linii, sugerând monumentalul. Sadoveanu a durat casă de piatră, a tras brazdă de ogor mănos, a păstorit un popor numeros de copii, cu patriarhalitate, după zăplazuri înalte, între pometuri și colonii de albine, totul din osteneli pur literare și cu o conștiință ce ne-a înnobilat profesia. Căci în dosul acestor apucături de baltă și de pădure, de vagabondare visătoare ale primei sale tinereți, veghea un instinct gospodăresc mult mai puternic, care, din funigeii luați de vânt până la dânsul ai talentului literar, și-a clădit un cuib solid, a ridicat case, a pus în mișcare mor de foc și, mai presus de toate, a ctitorit o întreagă meserie, dându-i o fațadă socială. Pentru a ajunge la aceste rezultate, în afară de talent și de o productivitate excepțională, Sadoveanu a adus un fel de demnitate personală. Mai este apoi ceva
care merită a fi reținut în memorialistica lovineștiană. Plăcerea anecdoticului. Pompilio Constantinescu a descris-o de altfel într-o admirabilă pagină. Toți cei care l-au cunoscut mai îndeaproape pe Eugen Lovinescu au fost uimiți de geniul său anecdotic. Când povestește o întâmplare, se ridică de pe scaun, își modelează vocea alternativ după personajul pe care îl imită, îl mimează și îl însuflețește pe o scenă subit improvizată. Acest sedentar și placid contemplativ al vieții altora nu este, cum s-ar crede, un izolat. Viața vine pe unde nevăzute, în spațiul îngust al biroului, urcă scările și coboară în stradă, în ecouri recreate din jocul neobosit al unui spirit avid de noutăți. Un om care și-a sacrificat viața, ocupând-o cu scrisul, cum a făcut domnia sa, nu și-a alterat curiozitatea pentru lumea externă. Lovinescu e un ascet, fiindcă nu-și trăiește propria viață decât în spirit, dar e un voluptos și un libertin al curiozității. Și dacă nu se risipește dincolo de cercul familial și de orizontul înflorit al cișmiciului, participă din toți porii la întâmplările altora, la suferințele și elanurile lor, la turpitudinile și ridicolul existenței. Lovinescu se proiectează astfel în memoriile sale ca un spirit scormonitor împins mereu de demonul curiozității să ia contact nu numai cu opera, dar și cu substanța mentalității și a caracterului celui care a scris-o. Operație ingrată dacă ne gândim la faptul că pragul cenaclului său a fost trecut în cele 4 decenii de existență de un imens număr de persoane, fiecare însă clasat, prins ca într-un insectar în diversele compartimente ale memoriei criticului. Să ne oprim puțin asupra portretului Hortensiei Papadat Bengescu. 8 ani, ședințele cele mai importante ale zburătorului s-au susținut pe lecturile masive ale scriitoarei. 8 ani s-au perindat pe dinaintea ascultătorilor vechi și noi. Ca simplă cititoare, impresia lăsată era complexă. Glasul aspru din cap, fără mlădieri, strident chiar, supără prin artificiu. Încetinela paginilor de debut, cu reflecții și digresiuni, sporea impresia de rezervă ce numai cu încetul se schimba în respect și admirație prin prestigiul autenticității neîndoioase a materialului desfășurat în ample volute pe bază de analiză, de vehemență pasională și de panlirism. Atât de țipător mai întâi, tonul artificial se armoniza lent în masă, fixând atenția prin stăruința unei ciocăniri energice, voluntare. Dacă în istoria literaturii române contemporane Lovinescu nu a lăsat să treacă nimic dincolo de granițele operei, în schimb, răbufnirile omenescului, ușor deformat ca în orice creație literară firește, poartă în paginile memoriilor, așa cum arăta Călinescu, ecoul unei revanșe față de substanța scriitorului din el. Portretul lui Camil Petrescu depășește astfel cadrul propus de memorialist inițial. El se desprinde din memoriile lovinesciene și încheagă un tip aparte, îmbracă haina unui adevărat personaj, devine esențial pentru definirea febrilității megalomane a creatorului. Parcurgând paginile rezervate de critic autorului Sufletelor tari, înțelegem de ce s-a putut supăra Camil Petrescu la apariția cărții și, totodată, ne explicăm în bună măsură vehemența pamfletului său Eugen Lovinescu sub zodia seninătății imperturbabile. Nu putem însă să nu recunoaștem, dincolo de aceste asperități polemice, arta desăvârșită a portretistului. Când strănută, Camil privește în jur cu satisfacția unei acțiuni inedite. Orice ai face a fost făcut mai întâi de dânsul și orice idei ai exprima a fost exprimată de dânsul într-un vechi articol de cel puțin 5 ani. E nu numai cel din tâi în timp, dar și cel din tâi în valoare. E cel mai mare ziarist și polemist. E cel mai mare dramaturg și critic dramatic. E cel mai mare poet și critic literar. E omul cel mai inteligent. Totul fără mlădiere, fără ușorul zâmbet de ironie sau glumă,
sub faldurile căruia se strecoară ușure orice prezumție, ci categoric, definitiv repetat pe un ton iritat, agresiv, dispus oricând să o dovedească dialectic și, la nevoie, să rupă relațiile personale. Articolele lui sunt totdeauna definitive. Înalță sau scoboară, lansează sau distrug. În discuție are pentru orice o teorie. Teoria chibritului, firește, nou-nouță, potrivită serviciului cauzei. Lipsa unui nasture de la vestă se preface astfel, după circumstanță, într-o necesitate cosmică sau într-un semn de superioritate intelectuală. Evident, liniile sunt destul de îngroșate și nedrepte. N-avem însă decât să facem abstracție de nume, să desprindem portretul respectiv de imaginea pe care același Lovinescu i-a proiectat-o lui Camil Petrescu în istoria sa literară și să gustăm toată malițiozitatea memorialistului ca pe un act gratuit. Revelator ni se pare de asemenea, sub raportul artei, capitolul memorialistic dedicat lui Dimitrie Angel, unde, într-o convorbire de câteva secvențe, este cuprins tot calvarul dramei matrimoniale a poetului cu fatidica Natalia Negru. Ai citit, sper, dragă Lovinescu, poezia Vezuviu. E acolo tot chinul ultimelor mele luni, dar, bineînțeles, ridicat la forma de simbol și îmbrăcat într-o expresie virilă. Asta înseamnă, cred eu, a preface viața în artă. Nu a o exprima elementar: te iubesc, mor de dragul tău, nu mai pot, fie-ți milă, cum face Iosif. Suferință în iubire? Da, o înțeleg și o aprob. Dar nu în platitudine scâncită și miloagă de mic dor, de ce transfigurată prin prestigiul artei. Am impresia că ești gelos, domnule Angel, și îți cauți explicații estetice unei stări sufletești mult prea pătimașă. S-ar putea să ai dreptate. Ce știu însă, dumneata, e rea. Rea cum nu-mi închipui că poate exista răutate. Din primele zile a început prin a persecuta în prieteni de care ține să mă izoleze, în simple cunoștințe, în literatura mea făcută înainte, din care m-a obligat să scot părul blond și ochii albaștri. Sub cuvânt că aș fi având un mare amor pentru o damă blondă. Acum câteva zile, într-un moment de liniștire, ne întorceam ușurel de la un cinematograf. Când se deschid ușa casei, bag de seamă că încercasem o cheie străină. O pun în buzunar și scot cheia cea bună. Ea ne-a observat însă jocul. Ce cheie ai ascuns în buzunar? Poftim? Dacă ție atât de mult să o vezi... Da, da, te rog. Are și număr. În sfârșit, acum totul s-a demascat. Ce s-a demascat? Femeia cu părul blond și cu ochii albaștri nu e o fantomă a imaginației mele bolnave, cum eu spui mereu. E o realitate. Poftim, iată cheia de la cameră, nu? Fii dragă, serioasă, se poate? Cum poți să crezi asemenea bazaconie? Îți vine să râzi, nu? Îți vine să râzi, dumitale, nu? O cheie cu număr nu poate fi decât o cheie de cameră de hotel. Eh? Acum nu-ți mai vine să râzi, mi se pare. Potolește-te, dragă. Da, păi m-am văzut. Știi de unde e cheia? De unde, dragă? E de la biroul meu, de la casa școalilor. Asta s-o crezi tu că poți să mă convingi? Știi ce? Ce? Hai să ne culcăm și mâine dimineață mergem să verificăm amândoi. Ei, asta mi-o spui ca să-mi potolești nervii, dragă. Sper că până mâine dimineață lucrurile se vor liniști de la sine. Dar nu-ți merge, știi, nu-ți merge, dragă. Cunosc-te-n tipul, le știu eu. Ah, femeia aia cu părul blond. Până aici s-a fost, să fie clar. În clipa aceea unică mi-a căzut în sfârșit vălul de pe ochi și am înțeles realitatea în toate golicile ei. Gelozia sălbatică cu care mă persecuta de atâta timp nu venea din iubire, ci dintr-o răutate elementară, din nevoia de a chinui, de a tiraniza. Femeia cu părul blond era numai un pretext. M-am convins așadar că nu e altă soluție decât divorț. Altădată, portretul schițat de scriitor se constituie din linii mult mai sumare și contrazice imaginea în general formată despre personajul respectiv. I s-a reproșat memorialistului Lovinescu
tendința de deformare, de stâlcire a personalității înfățișate a modelului supus sub lupa sa subiectivă. Exemplele de obicei citate sunt portretul lui Vasile Pârvan și episodul legat de Aurel Vlaicu, cunoscut de memorialist în perioada studiilor la Paris. I s-a pus întotdeauna în față chipului zugrăvit de Lovinescu lui Vlaicu, portretul candid și înflăcărat pe care i l-a dedicat Octavian Goga. Realitatea e că scriitorul Lovinescu reținea din personalitatea lui Aurel Vlaicu o caracteristică esențială mai puțin sesizată de monografii acestui pionier al aviației. E acea notă fundamental țărănească, acea puritate a unei naivități pe care trecerea prin civilizație nu a reușit să o pervertească. Uite, Laicule, aici e Louvre-ul. Mare, mă, trebuie să fi costat mulți crițari. Uite, Vlaicule, aici e opera. Mare, mă, și opera, mă, și ea trebuie să fi costat mulți crițari. Na, am auzit că scrii și tu. Da, scriu și eu. Și cum scrii? Uite, cu mâna asta. Mâna, na, firește cu mâna. Na, cum scrii, mă? Ca prietenul Candy sau ca Goga? Cum ca prietenul Candy sau ca Goga? Nu, păi așa, păi așa. Cum scrie Candy or Goga? Numai după o lungă discuție am înțeles, în sfârșit, că în incapacitatea lui de a concepe noțiunile abstracte de poezie și proză, Vlaicu identificase proza cu Candy și poezia cu Goga, prietenii săi ardeleni. Ceea ce, la urma urmei, este o definiție superbă, deloc înjositoare pentru străfundurile acelei capacități tehnice inventive, căci a identifica poezia în persoana lui Goga este o trăsătură profundă de ardelenism, izvorâtă din acea conștiință a specificității, din acel timbru patriotic nedisimulat pe care sufletul lui Vlaicu îl păstra în virtutea lui inițială. Aceeași puritate cu rezonanțe folclorice o nuanțează pregnant Lovinescu în profilul schițat lui Bogdan Amaru, devenit printr-o evidentă notă polemică expresia destinului scriitorului român într-o societate care refuză artiștii, grija pentru creatori. Spuneam la început că Lovinescu este o mare prezență a epocii lui. Tragedia lui Bogdan Amaru, un talent dispărut prea repede din câmpul literelor noastre, nu putea să nu-l impresioneze. E sufletul domnului Lovinescu năpădit de dudău și tămâioară. Pe șansurile inimii au pornit ștevia și dragaveiul. Mănânc esența pământului și lumina din bulboane. Vorbesc onomatopeii precum cinteza. Nu mai cunosc articolul enclitic sau proclitic. Mi-e dor de București, mi-e dor de mi se rupe inima. Mi-e dor mai ales de ușa casei dumneavoastră cu clanță boierească. E singura ușă pe care am intrat fără să mă lovesc de prag, fără să o măsor speriat cât e de mare și fără să-mi fac sufletul căciulă jerpelită, să-l pun la subțioară și să intru cu pas împleticit de milog, călcând pe alături de covor. E singura ușă dinaintea căreia îmi înfloreau bucuriile inimii pe mejdina buzelor. Singura casă în care nu m-am șezut pe margine de scaun cu pălăria între picioare. Singura masă la care dumicații nu ne-au scăpat pe beregata ailaltă. Și aici a fost singurul om dinaintea căruia nu m-am simțit umilit în zdrențe și flămând. Am avut senzația unui orb rătăcit pe drumuri. Un om l-a întâlnit, l-a îndreptat pe drumul larg și fără spini, pe urmă și-a mai smuls și un ochi zicând: „N-a și un ochi, ca să nu mai greșești drumul.”
Domnule Bogdan Amaru, ți-am dat acum vreo lună o recomandare pentru un doctor. Ce ai făcut? Nu m-am dus, domnule Rovinescu. Pentru ce nu te-ai dus? Pentru că era prea frumos biletul și l-am păstrat cu autograf. Îți recomand pe domnul Bogdan Amaru, tânăr plin de talent și de boli. De talent mă îngrijesc eu. De boli îngrijește-te, te rog, dumneata. Era prea frumos, domnule Lovinescu, ca să-i las doctorului autograful. În schimb, prețuind prea mult autografele, era fatal ca boala dumitale să facă progrese. Rănile din piept se vor vindeca, dar până la refacerea hoitului meu și sufletul meu în hoit, domnule Lovinescu, va trece timp. Sunt mulțumit cel puțin că și în oasele mele vor umbla aceleași cârtițe care au umblat veacuri de-a rândul cu toți strămoșii mei, pe sub garduri cu flori și pe sub rădăcini de ulm verde. O să mă pască oile și o să mă care plozii bolbotină cu poala la gâște, domnule Lovinescu. Mi-e dragă durerea aici, între păduri, între oameni săraci și între vite cu minți. Nimic nu e supranatural. Oamenii mor toamna cu bruienile sau primăvara când crește tămâioara. Moartea aici e pace. Pacea adâncă a brazdelor. Demnă de remarcat, prezentă de altfel și în aceste pagini, este atitudinea civică a criticului. Prestigiul intelectual al lui Lovinescu se bazează așadar și pe o înțelegere omenească deplină, lucru de care, mai puțin decât oricare altul dintre contemporanii săi, nu a făcut niciodată caz. Semnificativă apare epistola expediată în 12 septembrie 1942, într-o perioadă grea, atât pentru Lovinescu cât și pentru destinele țării, act de intervenție pentru salvarea poetului Alfred Margul Sperber din trenul morții, ce trebuia să-l deporteze în lagărele hitleriste din Transnistria. Stimate domnule general, nu mă autoriză nimic să mă adresez personal dumneavoastră decât convingerea cauzei drepte. E vorba de Alfred Sperber, aflat acum la prefectura poliției în vederea clarificării situației lui. Cunosc foarte bine pe domnul Alfred Sperber și nu voi atesta decât ceea ce cunosc. În afară de remarcabilul său talent de poet de limbă germană, din lungile noastre conversații am dobândit un profund sentiment de stimă pentru echilibrul său sufletesc, pentru lealitatea lui, pentru bunele lui sentimente ce l-au identificat cu realitățile și aspirațiile poporului nostru. Într-un cuvânt, pentru nimeni altul n-aș da acest testimoniu cu mai multă convingere. Dacă această prețuire are o oarecare greutate morală în ochii dumneavoastră, aș dori ca ea să atârne ceva în hotărârile ce se vor lua cu privire la acest om de talent și de atitudine românească. Intervenția lui Lovinescu, la care s-au adăugat cele ale lui Dinu Nicodim și Ion Pilat, au avut din fericire în cazul respectiv efectul scontat. În general însă, în acea epocă, nu întotdeauna cuvântul criticului se bucura de prețuirea oficialității. Memorialistul a reținut, cu subtilă ironie, scena unui control în fața comisiei medicale, în cadrul Ministerului de Instrucție, pentru acordarea unui concediu medical. Dezbrăcați-vă. Îmi dați voie mai întâi, domnule doctor, să mă prezint. Da. Lovinescu. Știu, știu, nu face nimic. Dezbrăcați-vă, vă rog. Dar de ce să mă dezbrac, domnule doctor? Nu e cazul. Nu v-am spus încă de ce sufăr. Dar nici nu-i nevoie. Dezbrăcați-vă, vă rog. Vă rog. Dacă insistați. Oh, cam grăsuț. Poftim? Câte chile? În orice caz mai puține decât numărul cărților mele. Ah, care vă zic că de-a erai cu cerurile astea fanteziste pe care le-am respins eu. Auzi, mă rog, litiază renală. Poftim?
E vremea să se-i sprăvească odată, domnule, cu certificatele astea de complezență. Auzi, dumneata, la 7 octombrie litează renală, la 7 noiembrie litează renală, la 7 decembrie tot litează renală. Și acum, cu certificatul altui doctor, hop, cefalgie pe bază de hipertensiune. Domnule, eu sunt un om notoriu și de o conștiință tot atât de notoriu. Îi fi, domnule. Dar, în definitiv, de unde ești, dumneata, domnule? Din capitală ori din provincie? Eu sunt Lovinescu. Nu, am întrebat de unde ești. Eu sunt Lovinescu, ce scriitorul. Ce tot bâigui acolo? Nu cunosc. Acest episod, cu valențe caragialești pe alocuri, nu reflectă așa cum s-ar putea crede și cum unii dintre dușmanii săi au căutat să scoată în evidență nemăsuratul orgoliu al scriitorului, care nu poate să suporte ideea că nu este recunoscut și impus ca atare. Nota acidă a întâmplării ilustrează de altfel calitățile excepționale de ironist ale lui Lovinescu. Aceleași accente le găsim și în fragmentul dedicat lui Corneliu Moldovan. Un șvarț, băiete! Da, vine, Coane, vine! E, ce mai faci, Coane Evgenie? Bine, domnul Corneliu. Dumneata, cum mă mai duci? În sfârșit, am reușit să-i dăm Premiul Național de Critică lui Mihalache Dragomirescu. Ce zici, Coane Evgenie? Păi, ce să zic? Mă bucur că l-a luat el. Eu i l-am dat. În 3 zile de manevră am izbutit să-l conving pe Rebreanu, pe Minulescu și pe ceilalți. Eh? Ce zici de asta, Coane Evgenie? Ce să zic? Zic că ați făcut foarte bine. Sunteți doar toți 3 vechea gardă de la convorbirile critice ale lui Mihalache. Te cred? Apoi Mihalache l-a și învățat pe Rebreanu să scrii. Exagerez puțin. Rebreanu a publicat literatură și înainte. Crezi? Știu. Pentru dumneata, Rebreanu începe cu Ițic Ștrul, dezertor. Nu-i așa? Vezi că am ghicit. Pentru că l-ai publicat în Zburătorul, asta e. Egocentrism, Coane Evgenie. Poveste veche. Zburătorul, 50 de trepte până sus la dumneata. Sunt pline ziarele de mofturile astea. Nimic nu-i bun dacă nu s-a citit la Zburătorul. Da, nu protesta. Nu protestez, domnule. Știi că l-am sărbătorit pe Mihalache la Luzan. Om și Mihalache ăsta. De 7 ori citea Rebreanu câte o novelă până ce-l mulțumea. Ăsta critic. Mihalache. Mihalache, da, Mihalache. Apropo, știi, Coane Evgenie, că ți-am citit cartea aia, adumitale, istoria aia, cum îi zice? Știu. De unde știi? Din felul în care m-ai vorbit. Cum credeai că te suportam altfel? Ți-am înțeles suferința. Psiholog și eu, dragă Corneliu. Memoriile lui Lovinescu constituie o sursă inepuizabilă pentru cercetarea culiselor literaturii noastre interbelice. Ele nu trebuie consultate în anecdotismul lor, mai puțin important pentru știință și în general pentru cercetarea literară. Valoarea memoriilor rezidă în descoperirea structurii intime a memorialistului, în relevarea calităților incontestabile ale artistului. Demnă de relevat, mi se pare caracterizarea pe care Vladimir Străinu o înscria încă din 1937 într-unul din articolele sale referitoare la destinul activității lovinesciene. În ultimii 20 de ani, dintre personalitățile strict literare de la noi, nimeni nu poate mai strălucit decât el să reprezinte pasiunea literară. Dezinteresul, ca nivel de moralitate, este o valoare exemplară a biografiei sale. De aceea, când a fost respins de la Academia Română pentru un fragment oarecare din literatura sa narrativă, am avut sentimentul că, pe lângă eroarea de judecată de a se reprima criticul pentru ceea ce cădea, dacă era să cadă, în responsabilitatea romancierului, se comitea un act nedemn împotriva moralității însăși a dezinteresării literare. Thank you.
Ați ascultat Eugen Lovinescu, Memorii. Scenariu de Nicolae Florescu. Au interpretat Silviu Stănculescu, Eugenia Bosânceanu, Tina Ionescu, Ica Matache, Corado Negreanu, Victor Moldovan, Matei Gheorghiu, Constantin Dinulescu, George Motoi, Constantin Diplan, Sorin Gheorghiu, Ion Pascu, Daniel Horhocea. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.